Un cumplit accident s-a produs ieri la Căzănești, în comuna Vața de Jos. Un bărbat în vârstă de 44 de ani, care conducea un utilaj forestier, a fost rănit grav după ce vehiculul s-a răsturnat. Victima a fost găsită în stare de inconștiență cu multiple traumatisme. La fața locului au intervenit pompierii și o ambulanță. Ieri, 19 august, prin intermediul numărului unic pentru situații de urgență 112, a fost anunțat faptul că un utilaj forestier s-a răsturnat în localitatea Căzănești, iar bărbatul care îl conducea a fost grav rănit. De urgență, pompierii secției Brad s-au mobilizat la locul evenimentului cu o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD, fiind sprijiniți și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La sosirea salvatorilor, bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost găsit în stare de inconștiență cu multiple traumatisme. Echipajele medicale au reușit stabilizarea bărbatului și ulterior acesta a fost transportat la spitalul din Brad pentru tratament de specialitate.